Vicepreședinte, dumneavoastră, voi prezenta aspecte generale privind specificul cu protecției dreptului de autor și dreptul conexe. După cum și s-a menționat, la conferință a fost abordat acest aspect și respectiv încălcările privind dreptul de autor, deci noi suntem pentru antiplagiat și respectiv stop pirateriei și contrafacere. Dar pentru aceasta este necesar de clarificat unele aspecte privind dreptul de autor și de clarificat cine poate să fie protejat și care sunt obiectele care pot fi protejate prin acest drept. Respectiv, statul garantează dreptul cetățenilor la proprietate intelectuală și respectiv determină libertatea creației artistice și științifice, precum apără în baza legii așa, intereturi economice și personale a autorului. Deci, conform Constituției și respectiv a cadrului legal național și internațional, se protejează drepturile de autor și drepturile prin conexie. În același timp, după cum am și menționat, dreptul de autor face parte din dreptul proprietății intelectuale, deci este respectiv un domeniu foarte interesant, vast și conex. Și astăzi vom aborda doar dreptul de autor și dreptul conex. În același timp, comparativ, vom prezenta care sunt obiectele de proprietate intelectuală privind proprietatea industrială. Ca exemplu, voi prezenta câteva obiecte de proprietate intelectuală, și anume dreptul proprietății industriale, înregistrat la noi Republica Moldova. Avem o, zicem așa, o marcă care este prezentată atât prin marcă, design, indicație geografică și respectiv poate fi, de exemplu, ca obiect de proprietate industrială, avem decimbinția și respectiv soiul de plante. Acestea sunt principale obiecte de proprietate industrială care trebuie să apără și protejează prin protecția dreptului proprietății industriale. În același timp, vă prezint obiectele de proprietate intelectuală care sunt protejate prin drept de autor și dreptul conexe, și anume că conform legislației în vigoare, normele de drept reglementează raporturile ce apar la crearea, valorificarea operelor literare, artistice și științifice. Asta face parte din protecția pentru dreptul de autor și respectiv obiectele de proprietate intelectuală, interpretările, fonogramele, videogramele și emisiunile difuzate, respectiv se protejează prin drepturi conexe. Deci mai există și alte drepturi care sunt nemijlocit importante și sunt determinate de activitatea intelectuală. După cum am menționat, deci sunt opere literare, programe de calculator, emisiuni de vizate, baze de date, harte, schițe și diferite opere artistice. De cadrul legal privind dreptul de autor și drepturi conexe, deci în primul rând este Constituția, legea privind dreptul de autor și drepturi conexe care este în vigoare din data de 09 septembrie 2022, avem legea cu privire la difuzarea exemplarelor de opere și fonograme și nemijlocit convențiile, aranjamentele, tratatele atât la nivel internațional cât și național, precum și regulamentele care sunt conexe, pentru că, după cum și am prezentat, sunt aplicate legilor speciale privind protecția proprietății intelectuale și nemijlocit actele normative care sunt elaborate la nivel de guvern. Dacă vorbim despre Agenția Proprietății Intelectuale, este acea instituție care în mare parte este asigură protejarea drepturilor de autor și drepturi conexe. În același timp, vreau să menționez că dreptul de autor se aplică asupra operelor a căror autori sunt cetățenii ai Republicii Moldova, indiferent dacă au fost sau nu aduse la cunoștința publică, operelor a căror autori sunt persoane fizice sau juridice cu domiciliu sau sediu în Republica Moldova, indiferent dacă au fost sau nu aduse la cunoștința publică, asta este foarte important, pentru că în comparație cu obiectele de proprietate industrială, deci dreptul de autor este, nu este obligatoriu înregistrarea și intervine atunci când este de la creare. Respectiv, operele de arhitectură construite pe teritoriul Republicii Moldova, opere publicate pentru prima dată în Republica Moldova sau publicate în termen de 30 de zile la prima publicare în altă țară, dacă vorbim de nivel internațional. Și nemijlocit operele audiovizuale al căror producător își are domiciliu sau sediu în Republica Moldova.
dreptul de autor, deci este necesar și important de a face deosebire dintre autor și titular de drepturi de autor, pentru că ele sunt concepte diferite. Deci autorul este persoana fizică care prin activitatea sa intelectuală a creat opere din domeniul științific, artistic, literar, indiferent dacă a fost sau nu adus la cunoștința publicului. Și respectiv, după cum am menționat, pentru protecția dreptului de autor nu este obligatorie înregistrarea sau alte formalități în comparație cu alte obiecte de proprietate intelectuală. Dar ce ar însemna opera? Pentru că opera este produsul creației intelectuale originale în domeniul literar, științific și artistic. În același timp, se cunoaște, deci noi există și opere derivate, cum sunt traducerile, adaptările, adaptările, aranjamentele sau orice alte transformări ale operei originale, care tot se apără, se protejează prin drepturi de autor, fără a prejudicia drepturile autorului operei originale. Dreptul de autor. Autorul este cel care își are dreptul, deci are drepturi morale și drepturi patrimoniale, adică economice. Deci drepturile morale sunt la paternitate, la nume, la integritate a operei, la divulgarea operei și nemijlocită, retractarea sau retragerea operei când este necesar și la dorință. Și drepturile patrimoniale, deci vorbim despre utilizarea și exploatarea unei opere care dă naștere la drepturi patrimoniale economice, distincte și exclusive ale autorului și menționăm cele mai importante, reproducerea operei, distribuirea, închirierea, cu excepția operilor de arhitectură și a operilor de artă aplicată, împrumutul operii, importul exemplarelor operei în vederea distribuirii, inclusiv a exemplarelor confecționate cu consimțământul autorului sau a titularului dreptului de autor, comunicarea publică a operei, punerea la dispoziția publică a operei, radiodifuzarea operei, retransmiterea prin cablu operei, retransmisia operei, realizarea de opere derivate, după cum am menționat, traducere, adaptări, aranjamente, transformări sau alte modificări ale operei originale. Termenii de protecție a dreptului de autor și dreptul conexe sunt următoarele, deci drepturile morale este nelimitat, inclusiv și după decesul autorului. Dreptul patrimonial este termenul, deci viața autorului plus 70 de ani după decesul autorului, iar drepturile conexe sunt 70 de ani în dependență de data de când a fost înregistrat. La expirarea termenului de protecție a drepturilor patrimoniale, opera intră în domeniul public și utilizarea operei aflate în domeniul public este permisă fără consimțământul titularului dreptului de autor și fără plata vreunei remunerații cu condiția respectării drepturilor morale. În același timp, conform legii privind la protecția drepturilor de autor și drepturilor conexe, deci nu beneficiază de protecție. Ideile, teoriile, descoperirile științifice, procedeile, metodele de funcționare sau concepte matematice, nici invențiile cuprinse într-o operă, oricare ar fi modul de preluare, explicare sau de exprimare. Actele normative, actele cu caracter administrativ, politic sau judiciar și nici traducerile oficiale ale acestora. Simbolurile de stat, semnele oficiale ale statului, cum ar fi drapele, stemele, decorațiile, semnele bănești. Respectiv, expresiile folclorului, noutățile zilei, faptele diverse ce reprezintă o simplă informație sau orice material rezultat dintr-un act de reproducere a operei de artă vizuală, al cărui termen de protecție a expirat, cu excepția cazului în care materialul rezultat din actul de reproducere este original, în sensul că prezintă o creație intelectuală proprie autorului și, respectiv, fotografiile unor scrisori, acte, documente de orice fel sau desene tehnice, nu beneficiază de protecția dreptului de autor. Dreptul de autor, și am menționat că este necesar să fie făcut distinție dintre autor nemijlocit și titular al dreptului de autor, titular al drepturilor conexe și respectiv titular de drepturi. În dependență de care sunt obiectele de proprietate intelectuală, este necesar de determinat aceste deosebiri. Deci titularul dreptului de autor este o persoană fizică sau juridică care a dobândit această calitate prin moștenire sau cesiune, în condițiile legii, precum și editorul de opere muzicale și de opere scrise, pentru drepturile patrimoniale care le-au fost transferate în baza unor acorduri individuale,
care au dreptul la cel puțin la niște venituri provenite din aceste drepturi. Drepturile sau titularul drepturilor de conexie este orice interpret pentru propriile interpretări ori execuții, orice producător de fonograme, producător de videograme, pentru propriile înregistrări, orice organizație de radiofuziune și de televiziune pentru propriile emisiuni și servicii de programe. Și nimijlocit titularul de drepturi este orice persoană sau entitate diferită de organizație de gestiune colectivă care este titular al unui drept de autor sau unui drept conex sau care în temeiul unei autorizări de gestionare a dreptului sale în temeiul legii are dreptul la o parte din veniturile provenite din aceste drepturi. Este foarte important de determinat aceste deosebiri pentru că atunci când se face evaluarea drepturilor patrimoniale și respectiv în cazul litigiilor este important de determinat deosebirea și de cunoscut care este specificul. După cum am și menționat, deci dreptul de autor deci, pentru public este determinat prin însemnarea operei cu litera C sus, respectiv unii trebuie să fie menționat numele, prenumele autorului și data primii publicări a operei. Respectiv operele care se apără sau se protejează conform drepturilor conexe, deci au ca semn de protecție, literapie și respectiv de asemenea se menționează că dreptul de autor nu depinde de dreptul de proprietate asupra obiectului material în care și-a găsit expresia opera respectivă. Deci procurarea unui asemenea obiect nu îi conferă proprietarul acestui niciunul din drepturile acordate autorului. Deci este foarte specific pentru drepturile patrimoniale și noi o să vă prezint specificul când este vorba despre contracte de muncă, atunci când este realizată o operă cu indicația angajatorului și respectiv contractele de comandă. Deci drepturile exclusive permit titularului de a transmite drepturile prin contracte, cesiune, licență exclusivă sau licență neexclusivă și respectiv prin succesiune poate fi donații sau testament. În același timp, autorul este cel care poate să interzică utilizarea operii de către terți și respectiv utilizarea în dependență de condițiile care sunt specificate în contract. Contractul de muncă este contractul, este clauza când la înțelegerea, indicația angajatorului se creează operă în condițiile când sunt relațiile de serviciu, contractul de muncă. În același timp vreau să specific că dreptul de autor aparține autorului, cu toate că în contract poate fi menționat respectiv apartenența sau venitul angajatorului și el poate autoriza doar cu acordul angajatorului. În același timp, dacă în contract nu este specificată această clauză, după termenul de 3 ani de zile, drepturile de autor revin autorului, chiar dacă opera a fost, să spunem, deci economic susținut de angajator. Și respectiv autorul nu are dreptul în același timp să interzică angajatorul să publice opera, pentru că în mare parte va fi posibil să fie pus, adică nominalizat atât numele și autorului și angajatorului pe operă, să spunem așa. Contractul de comandă, atunci când este o înțelegere de a o prezenta o operă, zicem, crearea unei opere viitoare, respectiv atunci, oricum, chiar și dacă contractul este reziliat după diferite circumstanțe sau condiții, dreptul de autor oricum aparține autorului. Și toate cheltuielile în caz de rezoluțiunile, sumele încasate de autor, ca avans rămân autorului. Deci nu se restituie persoanei care a comandat crearea operei. Contractul de utilizare trebuie să fie în mod obligat. Deci trebuie să fie în formă scrisă și să prevadă următoarele clauze, limite obligatorii. Deci noi vorbim despre contract, am dat exemplu contractul de licență și respectiv acordul de utilizare, care de asemenea este un fel de contract care permite părților să prezinte anumite circumstanțe. Deci
elementele obligatorii trebuie să fie specificate. Părțile contracte, modul de utilizare a operei sau altor obiecte protejate, termenul de valabilitate, teritoriul de acțiune a dreptului, pentru că este important să fie specificat în caz de litigiu, să fie determinat acest aspect, condițiile și termenul de plată de remunerare datorate de utilizator și penalitățile, inclusiv înlesnirile potrivit metodologiilor abrupate. Este important ca în contracte să fie determinată remunerarea adecvată și proporțională, pentru că, de exemplu, la etapa inițială poate să fie o anumite condiții, respectiv autorul, dacă consideră că este necesar de modificat anumite clauze, respectiv trebuie să aibă posibilitatea și dreptul să se modifice. Trebuie să fie transparent, trebuie să fie ajustate contractele în dependență de cerințe de piață, în dependență de solicitări. Soluționarea alternativă a litigiilor și este Comisia de Contestație în cadrul AGP și Consiliul de Mediere și de Arbitraj și respectiv este foarte important ca în contract să fie menționat dreptul la revocare. Este foarte important de menționat că există sistemul de gestiune colectivă, în cadrul căruia fac parte organizațiile de gestiune colectivă, organizarea lor și respectiv toată activitatea este monitorizată de AGP. Deci, de altă parte, sunt utilizatorii radio, TV, diferite localuri și respectiv autorii sau titularul de drepturi. În același timp este menționat că atunci când este înregistrat dreptul de autor, autorul sau titularul de drepturi, deci primește certificatul cu privire la protecția dreptului de autor și drepturi conexe. Este foarte important de determinat aspectul înregistrării. Înregistrarea este foarte simplu, se face online pe site-ul al AGP. Vreau să spun că colaboratorii, reprezentanții AGP sunt foarte deschiși spre consultanță și respectiv ajută foarte mult. Completarea cererii este foarte simplă. Se poate de făcut atât în fizic cât și online. Deci sunt determinate anumite etape, cum este completarea cererii, depunerea cererii la GP și respectiv achitarea taxei. Taxa este plasată și este prezentată de asemenea conform actelor normative pe site-ul AGP. Înscrierea datelor care trebuie să fie necesare pentru registrul de stat, eliberarea certificatului și această perioadă este de 30 de zile și respectiv materialul sau dosarul este păstrat în arhiva AGP. Prin urmare, în caz dacă totul este bine și se acceptă, prin urmare, autorul primește acest certificat cu privire la dreptul de autor și drepturi conexe. În același timp, în caz dacă este refuz, are tot dreptul să se adreseze la instanță de judecat în caz că consideră că i-a fost lezat dreptul privind obținerea acestui drept de autor. Ca să fie mai prezentat acest domeniu, am prezentat statistică care de asemenea este prezentată de AGP. Perioada 2017-2021, vreau să spun că în comparație cu alte obiecte de proprietate intelectuală, înregistrarea este mai mică, cererile sunt mai puține, în același timp vedem care este dinamica, dar cred că acest lucru, în primul rând, se datorează faptului că înregistrarea dreptului de autor este facultativă, nu este obligatorie. Prin urmare, nu toți autorii, se spun, înregistrează acest drept. În același timp, vreau să menționez că există Sistemul Național de Asigurare a Drepturilor Proprietății Intelectuale și este asigurat prin diferite mijloace civile, administrative, contravenționale și penale, conform codului civil, administrativ, vorbim despre codul VAMAL, mijloace diferite, adică codul contravențional și codul penal. După cum am și prezentat, încălcarea se prezintă prin contrafacere, prin plagiat și respectiv prin piraterie. Cu regret, în Republica Moldova este acest fenomen și el este foarte, să spunem, eu n-aș spune că e foarte mare în sensul evaluat, dar Sistemul Național de Asigurare a Drepturilor privind proprietatea intelectuală, prin colaborarea diferitor autorități,
permit ca să fie asigurat acest drept, nu se este necesar să fie și din partea titularelor sau autorilor o deschidere, poate prin faptul ca totuși să fie mai activi atunci când scriu diferite cereri sau sesizări pentru ca să-și poată apăra aceste drepturi de autor și conexie. Deci, după cum am menționat, observatorul proprietății intelectuale este acel sistem care permite să fie asigurat și din partea autorilor este necesară doar adresare și respectiv înregistrare. Și ca concluzie, menționez că dreptul de autor, dreptul conexie, este un instrument foarte important de dezvoltare tehnologică, economică și socială. Drepturile sunt conferite titularilor conform cadrului național și internațional. Răspunderea juridică pentru încălcarea drepturilor este de drept civil, administrativ, contravențional și penal. Și în același timp aș veni cu recomandări. Eu personal am absolvit cursurile care au fost organizate de colaboratorii de AGP. Vorbim despre cursul special de instruire în domeniul protecției intelectuale. Deci a fost un curs extraordinar, recomand în primul rând pentru că este și pe site un curs gratuit online, mai ales pentru elevi, studenți și respectiv pentru cercetători. Vă mulțumim pentru atenție. După prezentare să adresăm întrebări. Eu la moment nu dețin, dar după cum și-am prezentat pe site-ul Observator Proprietate Intelectuală există rapoarte anuale trimestriale unde este specificat toate aceste aspecte, inclusiv și datele statistice privind atât infracțiunile corespunzător conform obiectelor de proprietate intelectuală și respectiv sesizările, precum și hotărârile care au fost emise din instanțele de judecată în domeniul de proprietate intelectuală. Vreau să spun că analizând aceste statistici, iarăși revin la faptul că titularii sau autorii trebuie să fie mai activi, poate din cauza că nu se cunoaște acest aspect, că este posibil și să fie o conlucrare. De aceea am și venit cu recomandarea ca cursurile de instruire în domeniul proprietății intelectuale să nu fie facultative la nivel de învățământ superior, dar să fie obligatoriu. Eu personal, fiind profesor și am predat deci, în domeniul, deci, centru de excelență, domeniul profesional, domeniul liceal și atâta timp cât ne confruntăm cu așa fenomen cum este plagiatul, copiilor, elevilor, studenților este necesar din start de explicat că aceasta este infracțiune și atunci când, de exemplu, în cadrul orilor se dezvoltă competența de cercetare, trebuie să fie acest aspect nu ca penalitate, uite, dacă ai să plagiezi, înseamnă că ai să fii penalitat, dar din stat să fie aspectul etic, nu se permite, pentru că nu este corect și trebuie să fie respectat, să spunem așa, creația altei persoane. Mulțumim. Da. Cunoaștem că de recent a fost aprobată noua variantă a legii privind la dreptul de autor și dreptul de conexie. Am mai spus că când nu a făcut cunoștință textul acestei legi, dar vreau să vă întreb, în ce măsură această lege aprobată la noi ia în considerare prevederile și intențiile științei deschise de a oferi acces la publicații, acces deschis la publicații, la date de cercetare și dacă în plan se menționează acele licențe creative deschise, intenția care, aspectul care în unele legislații din țările europene este menționat. De exemplu, în Germania, în Italia știu că au fost astfel de intenții ce obțin.
Iată, dacă puteți să-mi spuneți ceva despre noi. Da, am, să spunem așa, am studiat, poate nu atât de profund, comparativ cu legea care a fost, dar am studiat legea care a fost din data de, în vigoare, din data de 9 septembrie. Vreau să spun că comparativ, într-adevăr, deci, primul rând, legea este acordată sau determinată de directivele europene, respectiv, și este menționat, să spunem așa, poate nu direct, dar indirect, posibilitatea de a permite astfel de acces deschis, pentru că, până la urmă, după cum s-a menționat, autorul este cel care decide care sunt limitările privind utilizarea și, respectiv, cred că da, este pozitiv.